Toată Ucraina a rămas în beznă după seria de 7 atacuri cu rachete și drone rusești asupra infrastructurii critice. La Kiev, Andrei, producătorul nostru local, stătea pe întuneric atunci când echipa TVR a ajuns la el. Andrei, this is for you. Oh, thank you. From Dorel Weiss. Oh, many thanks. Believe me. What is this? For hours we have to stay with electricity or without it. The last months, maybe more, it's more dangerous to live in Kiev. Ucraina rezistă și prin femeile de oțel, mame, iubite și surori ale luptătorilor de la Azovstal, care îi plâng pe cei uciși, dar îi caută neîncetat pe cei dispăruți sau îi așteaptă cu inima strânsă pe cei aflați încă în captivitate la ruși. Speră că la următorul schimb de prizonieri poate vor ajunge și bărbații lor acasă. Спочатку це боляче, що ти не бачиш своєї дитини. А потім ти радієш, що чиясь сім'я обрела покой. La Nicolaev, alarma aeriană îți dădea fiori. Un bloc a fost chiar rupt în două de o rachetă rusească pe 11 noiembrie, ziua eliberării Hersonului. Dar aici, lângă dărâmături, am întâlnit-o pe Olena. Mulțumim, mulțumesc! Муж меня отправил в Румынию. Спасибо большое Румынии за то, что они делают. Потому что они для нас делают все. Танкиști din regiunea Nicolaev ne-au spus povestea uluitoare a unui tank care, după ce a fost lovit de grenade, a intrat în derivă către pozițiile rusești. Camarazii au crezut că atacă, l-au urmat în luptă și astfel au eliberat un sat ocupat. Acest tank polonez a participat la eliberarea Hersonului. A fost lovit în luptă și între timp a fost reparat. Acum militarii ucraineni îl trimit din nou pe câmpul de luptă. În Herson am întâlnit-o pe Nadia, o fetiță frumoasă și tristă. Își pierduse părinții în război. Trecea cu bunicul prin piața Svoboda. Сколько лет тебе, Надя? 6 лет. У меня сын 7. Ходишь в школу? When if the war will be end, I will go to the school. Un leagăn care scârțâie în Herson. În estul țării, rușii au făcut o obsesie să cucerească orașul Bahmut. Lângă front, printre ruine, în zgomotul asurzitor al exploziilor, fără apă, curent și căldură, unii oameni se încăpățânează să trăiască, să nu plece, și mai au puterea să și râdă. Скажите, вы боитесь вот этих взрывов? Нет. Нет. Ну, с самого начала. Зацепило, разбило стекла, квартиру, окна. Не пугайтесь, все равно. Умирать один раз. Это не по нас. Это от нас пошло. So laughing and they said the press is making his pants. Почти. I didn't on my pants. Товарищи этих сюда не пропустим. В любом случае, пацаны тут стоят, стоят не первый день. Мы тут тоже не первый день. Вот. Жарковато там, но терпимо и все нормально. Ох, прекрасная война. Goddamn war. Bad war. După ororile războiului, un cățel aduce speranță. Este un exemplu de curaj pentru copii și pentru întreaga lume. Своїм маленьким таким подвигом, так, він показує нашій державі, нашим людям, що навіть наші маленькі побратими роблять великий вклад, щоб пошвидше дійти до перемоги і жити нормально. Макапса пуцін. Există și români care luptă pe front în Ucraina. Da, Vasile Palamariuc și Adrian Medvedi din Cernăuți își apără cu arma în mână țara în care s-au născut și unde își cresc copiii, Ucraina lor. Bine, vol s-a dus apre țara noastră, unde s-a născut, măcar că este român, dar s-a născut în Ucraina. Cea mai grozavă este când nu este în liceu. Nu răspunde la telefon câte două, trei zile. Nu știu, este viu sau nu. Sunt departe de plaiurile natale și cei dragi sufletului. Culoarea predominantă aici e gri, îmbinată cu noroi, ceață și nopți întunecoase și reci.
Încă din prima zi a războiului, românii din regiunea Cernăuți au fost în prima linie a frontului, a ajutorului, a umanității.